zis la poporul său după ce le-a adus din Egipt. Și ăla e scris în Leviticus, capitolul 26, vers 13. Acolo zice Domnul, eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, ca să nu mai fiți sclavilor. Eu v-am rupt legătura jugului vostru și v-am făcut să umblați cu capul ridicat. Asta este Domnul nostru. Domnul care a văzut poporul său, care a suferit peste 400 de ani în Egipt ca sclav. Și mai adânc și mai adânc, ei veneau aici în această viață de sclav. Dar într-o zi, el a zis, eu am auzit glasul poporului meu și a venit plânsul lor la urechea mea. Și atunci a chemat pe Moise și a zis, Moise, du-te și zice-le că le-am auzit. Acest Moise a trăit în Egipt, a trăit acolo cu poporul său. Prima dată a avut soata ca fiecare băiețel mic, cum Farao a zis, poporul Israel nu să se mărească. El trebuia să moară ca bebeluș. Și mama a zis să nu fie adevărat. Mama și-a pus încrederea în Dumnezeu, dar nu a văzut ce să facă în această situație. Ce să faci dacă vin soldații și îți iau băiețelul? Și l-ascunzi. Dar cândva nu mai a mers ascunsul. Și l-a luat și a făcut un coș și l-a lipit ca să nu intre apă în el și a pus copilul ei în coșul ăsta. Nu mai a văzut nimic altceva ce să facă, dar l-a pus acum în mâna lui Dumnezeu. Sunt situații în viața noastră unde nu mai știm ce să facem. Am căutat multe drumuri, l-am ascuns, l-am ajutat să tacă, am făcut ce putem, dar nu mai avem nicio cale. Și ultima cale a fost să-l pună acolo și să zice acum, Doamne, nu mai știu ce să fac, aici este. Și l-a pus afară pe râul. Și atunci s-a așezat sora sa mică, sau un pic mai mare, el a fost fratele mic, să vadă ce se întâmplă acolo. Curioasă, poate și cea care s-a rugat cu mamă zi de zi pentru acest frate, ca să nu vine aia ce faraul a zis să se întâmple peste el. Ce o să facă Dumnezeu acum? Ce o să se întâmple cu el? Și atunci vin dușmanii. Vine fata lui Farao să facă baie, prințesa, cu slujele lor. Vin dușmanii poporului ei și se duc. Și fata stă acolo și ce se întâmplă? Ea vede, ei descoperă coșulețul pentru că plânge acolo micul frate. Dușmanii l-au găsit. Ce se întâmplă? Și aici putem vedea cum calea lui Dumnezeu este. Prințesa ia băiatul și milă de el. Total altfel decât a fost la tatăl său de poporul lui Israel. Îl ia pe acest băiat și zice, oh, e un băiețel de la evrei. Eu vreau să fie băiețelul meu. Și fetița asta e așa de bucuroasă și fuge și zice, să-ți caut pe cineva care îi dai piept la acest băiețel? Și zice prințesa, da, tu te caută pe cineva. Și pe cine îl caută? Pe mama sa. Aduce pe mama și mama primește băiețelul ei înapoi. Asta a fost drumul lui Dumnezeu. Ea nu a mai avut un drum. Dar acolo unde noi nu mai avem deloc drumul, și în situațiile noastre, mici sau mari, nu este sfârșit pentru Dumnezeu. Noi putem face ce noi putem face. Noi să nu pierdem încrederea.
Și atunci trebuie să fac mai departe. Moise a fost acasă la mămica sa până nu mai a primit piept, a venit la farao, la prințesa, a primit o educație superioară, a fost altfel decât poporul său. Nu mai a fost împreună cu poporul său până în ziua când el a văzut că doi din frații săi, nu că un om din Egipt, îl se ceartă cu unul din frații săi și el ajută la poporul din Israel și omoară pe omul din Egipt. Și farao află asta. Și Moise fuge. Nu mai are nicio speranță în țara asta. Fuge cât poate și devine cioban. Asta e sfârșitul. E sfârșitul asta? E o școală de la Dumnezeu. Vin ani de tăcere, ani în familia sa mică, ani la oile, ani ca păstor. Învață să aibă grijă de o ciurdă de oi. Până într-o zi, Dumnezeu care vede pe poporul său în Egipt, pe care Moise nu l-a putut salva cu puterea lui, a putut mai fugi cu puterea lui. Și Dumnezeu vede pe poporul și zice la Moise, Moise, du-te, du-te și spune-le că am auzit plânsul lor. Prima dată Moise zice, nu eu, Doamne, eu nu sunt omul potrivit. Și Dumnezeu a vorbit și a vorbit la el și el a avut toate posibile argumente de ce nu-i potrivit. Până acolo, că nu pot să vorbesc bine. Eu nu sunt omul potrivit. Și Domnul zice, și asta am rezolvat. Fratele tău, Aaron, o să vină la tine și el o să vorbească pentru tine zi la popor, la Aaron ce să vorbească. Și Domnul a avut un drum și a scăpat pe poporul său. Și Moise a văzut asta. Și asta a fost pe vestea care vine aici unde el zice atunci, Domnul zice, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, ca să nu mai fiți sclavilor. Eu am rupt legătura jugului vostru și v-am făcut să umblați cu capul ridicat. De ce să umblăm cu capul ridicat? De ce să nu mai fim sclavilor? Ce face să ridicăm capul? Mândria că noi avem soluții? Mândria că noi putem? Mândria că noi suntem mai buni, mai pocăiți sau nu știu ce decât ceilalți? Nu e asta. Să ridicăm capul, zice Domnul, aici două versete înainte, el zice, îmi voi așeza locuința în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va uri. Voi umpla în mijlocul vostru și voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Asta este de ce putem avea un cap ridicat. Pentru că El are soluții. Pentru că El are drumul. Și citesc încă o dată ca să ne legăm asta adânc de inima noastră. Secretul este că El zice, îmi voi așeza locuința în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va uri. Eu sunt în mijlocul vostru. Voi umpla în mijlocul vostru și voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. De aceea ne-a salvat, de aceea ne-a dus din Egipt în prezența Lui. Și acum vreau să vă citesc încă câteva versete și atunci trebuie să fac sfârșit, că nu-i numai timpul meu astăzi. Versete de la Ieremia, prorocul poporului. Poporul a fost acum de mult în Israel
Dar ei nu au trăit cum Dumnezeu a vrut. Și Ieremia, am citit cu Daniel în săptămâna asta și săptămâna trecută, seara, înainte de culcare, iarăși ea despre acest profet Ieremia. Nu a avut o viață ușoară. Că trebuia să zică la poporul, voi trebuie să plecați din țara voastră, că Dumnezeu o să vă pedepsească. Și acest proroc a fost în toată această suferință în care era și poporul. A fost și el prins și a fost și el în închisoare și a fost o viață grea. Dar în toată viața asta, el a împărțit cuvântul Domnului cu ei. Și în situația asta care e așa de dificilă pentru el, că el zice, eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua mâniei lui, cu poporul său împreună. Și el zice aici, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai sper. Același cuvinte ca la mama de la Moise. Iată ce mă face să mai sper. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Mare este credincioșia ta. Domnul este partea mea, zice sufletul meu. De aceea sper în El. Domnul este bun cu cine speră în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere mântuirea Domnului. Este bine pentru om să poarte jugul în tinerețea lui. Asta este pentru Ieremia, care merge printr-o soartă foarte grea cu poporul său, ce îi face să speară. Domnul, și acum vine ultimul cuvânt de la mine, poporul a fost dus în Babilon, au fost dus de vrăjmașilor, au primit preprorocul Daniel în timpul ăla, 70 de ani au stat acolo și Ieremia le-a zis să faceți căști și să aveți copii și să vă înmulțiți, că Domnul are un plan, vă aduce înapoi. Dar 70 de ani a durat timpul acolo și aia i-a zis, Domnul o să dureze. Și atunci vine o parte înapoi, este rău în Ierusalim, dar Domnul iarăși vede că nu e un sfârșit. Și îl cheamă pe Neemia și trimite să zidească din nou Ierusalimul care a fost stricat. Și acolo vine ultimul verset din Neemia 2:20. Neemia zice, acolo, numai o clipă, acolo vin dușmașii și zici, mai Neemia, ce vrei tu să faci? Voi nu reușiți cu acest mic popor să reclădiți Ierusalimul, acest oraș. Și eu le-am răspuns, zice Neemia, și le-am zis, Domnul cerurilor ne va da izbândă. De aceea noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici amintire în Ierusalim. Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. De aceea noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Poate că asta este pentru noi astăzi totul. Ce să zicem? Domnul ne va da izbândă. El ne ajute să nu lăsăm curajul. Să vedem pe El. Din cauza Lui avem speranță. Și nu uitați, a avut un plan pentru sclavii care au fost poporul Său. Și să vadă pe El, să aibă capul ridicat. Și a avut un plan, chiar dacă le trebuia să ducă prin pedepse și drumul foarte grele. Le-a dus înapoi și din nou au clădit Ierusalim. Că Domnul cerurilor are planul. Și acolo unde noi nu mai vedem nimica, El are drumul Său care merge mai departe. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.